Stimați prieteni, bună ziua! Vă salut din nou la președintele Igor Dodon Răspunde, un nou episod care facem live, ca de obicei. Astăzi suntem din stafful electoral al candidatului la funcția de președinte. Știți că vinerea trecută sau joia trecută am fost la Sadova. Apropo, poate mergem joia sau vinerea viitoare undeva tot în teritoriu, poate mergem la, nu știu, la Moldova sau undeva să fie mai interesant. Sau dacă doamna Sandu va fugi mai departe de dezbateri, poate mergem la ea la oficiu, să vedem. Eu glumesc, nu vă speriați, stimați oponenți. Nu venim noi la voi la oficiu. Am primit mai multe întrebări în format video. Avem, practic, 11 subiecte video care au venit din partea cetățenilor și avem mai multe întrebări în format de text, 10 întrebări în format de text, deci, ca de obicei, vă propun să răspundem la aceste întrebări, după care mergem la întrebările care le veți oferi online. Eu vreau din start să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe data din 1 noiembrie. Cunoaștem că în interiorul țării am ieșit învingător și cred că este rezultatul muncii mele și întâlnirilor pe care le-am avut cu dumneavoastră în toate raionile din Republica Moldova. Aici chiar am harta care am fixat zilele în ce raioane am fost și ce întrevedere am avut, harta Republicii Moldova. Am fost depășit per total datorită votului din diasporă, dar structura votului demonstrează foarte clar că electorat de stânga este mai mult decât electorat de dreapta, adică oamenii au viziuni de stânga, ceea ce mă face să fiu sigur că în urma unei mobilizări bune avem toate șansele și vom învinge în turul 2 al acestui scrutin electoral pe data de 15 noiembrie. Dar la această etapă vreau să mulțumesc tuturor, stimați concetățeni, dragi prieteni, pentru faptul că ați fost alături. Și sper foarte mult și sunt sigur că vom fi și mai mulți pe data de 15 noiembrie. Acum haideți să mergem să vedem cu întrebările video care au fost transmise pentru a primi răspuns. Vă rog. O întrebare, mai multe întrebări la domnul președinte. Avem apă în primul rând, suntem fără apă. Localitatea Condrița, da, vecinii. Când vii, întâi trebuie să te uiți cine-s vecinii și pe urmă intrăm o gradă la tine. Apa, în primul rând, și canalizația. A doilea rând, avem o conductă de gaz construită din 10 ani în urmă și până când nu-i dată în exploatare, pentru 25.000 de lei. Și de o jumătate de sat fără gaz. Conductă e făcută, test. A doilea, grădiniță de copii. Asta e a treilea, grădinița de copii. Și încă. N-avem transport în sat. Am avut, a dispărut transportul. N-avem transport în sat. Oamenii, ia ca iese la Poltava, dumnealui iese, măcar să oprească să iei cu dânsă. Da, eu vă mulțumesc pentru această întrebare. De fapt, dumneavoastră ați enunțat întrebările care sunt, sau problemele care sunt în marea majoritate a localităților din Republica Moldova și care se rezolvă și în acest an au fost rezolvate multe dintre ele. Deoarece, de exemplu, în acest an foarte dificil, într-un an de criză și pandemie, noi am investit în drumuri practic cu 60% mai mult decât anul trecut. Anul trecut am investit 3 miliarde jumate, anul acesta 5-700. În anul viitor, cel mai probabil vor fi peste 6,5 miliarde de lei investiții în drumuri. La fel mergem cu apa și canalizare, la fel mergem și cu gazificare. De exemplu, în apă și canalizare, anul trecut, anul acesta am investit circa 250-300 de milioane de lei, în anul viitor vor fi 500. În ceea ce ține, asta așa pe țară, ca să cunoască și localnicii, locuitorii altor sate, în ceea ce ține de Condrița, localitatea Condrița, satul Condrița. Eu am fost în Condrița pe o lună jumătate în urmă. Poate și dumneavoastră ați fost la cea întrevedere care am avut-o în fața primăriei, împreună cu primarul de Condrița, unde am discutat 3-4 probleme de bază. Și eu spun foarte rapid la ce etapă suntem cu soluționarea acestor probleme. Ați spus de gaz. Gazul, problema a fost soluționată. Acum trebuie să fie cereri din partea locuitorilor și primarul acestei localități, din câte cunosc, se ocupă de această problemă. Cereri, scris cereri la primărie și Moldova Gazul să asigure în interiorul satului construcția rețelilor de tensiune joasă și medie. Și mai departe, cetățenii achită taxa unică de 2.970 lei, pe care, apropo, eu am aprobat-o încă în anul 2008, când era ministrul economiei și a rămas neschimbat. 2.970 lei pentru a trage
gazul, conducta de gaz de la conducta din stradă până la contorul care se află în ograda fiecare persoană. Deci cu gazul problema a fost soluționată după vizita mea. Eu știu că și la mănăstirea din Condrița deja gazul este și în localitate fiecare cetățean poate să depună cerere. Cu apa cunosc această problemă, am discutat-o cu domnul primar. Dumnezeu atunci m-a rugat să găsim soluții și au fost găsite soluții pentru a aduce apa la gimnaziu, la școală din localitate și, practic, această problemă, din câte cunosc eu, urma să fie rezolvată în aceste zile. Grădinița de copii. Problema în Condrița care e cu grădinița de copii? Acolo nu este clădire pentru grădinița de copii. Și știu că Consiliul Municipal Chișinău în acest an a alocat bani și s-a găsit o casă a unei persoane să fie procurat acest edificiu și în baza acestui edificiu să fie construită grădiniță de copii. Eu din câte cunosc că casa este, banii sunt, trebuie de făcut deja tot ce e necesar, procurat casa, reparații și în anul viitor se va deschide grădinița de copii din Condrița. Și cu transportul, problema care ați spus-o, ține de două aspecte aici, este vorba de drumul de legătură din Condrița, care trebuie să fie nu drumul ăsta la deal spre traseu, spre Poltava, spre ședința președintelui. Este vorba de alt drum pe care trebuie să-l reparăm și el este inclus pentru anul viitor în proiect de reparație. Și pe acest drum deja să fie introdus o rută a transportului municipal din municipiul Chișinău, deoarece Condrița este partea municipiului Chișinău. Așa că, stimate locuitori al satului Condrița, după cum am spus, a fost o lună jumătate în urmă. Apropo, mi-ați spus atunci că este primul președinte care vine la o întrevedere în satul Condrița. Foarte straniu, președintele țării, reședința peste drum la Condrița și în 29 de ani niciun președinte de țară nu a fost în sat să întâlnească cu oamenii. Și mă bucur că am venit la dumneavoastră în localitate și am reușit să rezolvăm mai multe probleme. Vă mulțumesc! Domnul președinte, deși nu respectați toți pensionarii, care nu depinde și pensionarii, eu așa s-o pot. Eu, de pildă, dacă am peste 2000 de lei, nu scade nici un ajutor, nici o bucurie la Paști sau la orice sărbătoare la care le dă ajutoarele astea. Stimată doamnă pensionară, noi în acest an, de fapt, am acordat suportul pentru pensionari cu pensii mai mici. Și, într-adevăr, în ianuarie s-a acordat suport celor care au pensia mai joasă de 2000 de lei, și au fost acordați acei 700 de lei, dar am primit foarte multe mesaje din partea pensionarilor care au 2002 lei sau 2010 lei. Și m-am întrebat, domnul Dodon, dar de ce nu ne dați și nouă un suport? De ce? Către data de 1 octombrie, noi am modificat această procedură și la 1 octombrie toți pensionarii care au pensia mai mică de 3000 de lei au primit suportul de 900 de lei. Eu cred că este un suport important, da, ar fi bine 900 în fiecare lună. Dar este un suport care în premieră pensionarii l-au primit la 1 octombrie în toți 29 de ani de independență. De aceea vom veni cu astfel de măsuri și în anul viitor. Noi în acest an am găsit peste 1 miliard de lei pentru a ajuta pensionarii. Repet, nici într-un an până acum, nici un guvern nu a depistat surse atât de importante în ultimii 10-15 ani pentru a ajuta pensionarii. Pensionarii cu pensii mici, în afară de indexarea care este de 6% în acest an, a obținut suplimentar în câte 1.600 de lei suport unic din partea statului. De aceea, la întrebarea dumneavoastră, am majorat plafonul de la 2.000 la 3.000 de lei și deja un anumit suport dumneavoastră l-ați obținut în acest an. Sănătate dumneavoastră și vă promit că o să facem tot posibilul pentru a ajuta în continuare pensionarii. Și nu credeți pe cei care vă promit că o să vă dea pensia minimă 2.500 de lei, 3.000 de lei, începând cu data de 1 decembrie, după ce votați la prezidențial. Eu am văzut ce spune oponentul meu, Maia Sandu. S-au trezit acum și au adus aminte de pensionari. Dar anul trecut, când eu am propus să indexăm pensiile două ori pe an și am solicitat să fie acest suport, doamna Maia Sandu mi-a blocat proiectul meu, proiectul instituției prezidențiale. Deci nu credeți în astfel de promisiuni electorale. Eu vă promit că noi în anul viitor vom merge în continuare cu indexarea pensiei două ori pe an. Și vă promit că vom face tot posibilul pentru că acest suport unic să fie încă o dată în ianuarie, până ianuarie rămas două luni. Și să fie și în luna octombrie. Și eu lucrul ăsta o să-l asigur, așa cum l-am asigurat în acest an cu pandemie, cu criză. Oponentul Maia Sandu nu va face acest lucru. O să vă amăgească. Și o să uite de voi cum au uitat toți acești ani. Deci eu vă propun să fim împreună și în anul viitor noi o să găsim resurse pentru a ajuta pensionarii. Așa cum am făcut-o în acest an. Vă mulțumesc. Domnul Igor Dodon, spuneți-vă rog, pensia de 1500 se poate de trăit?
Și cu atâtea boli. La mine diabetul zaharat, tensiunea, șira spinării. Evident că nu poți trăi cu pensia de 1500 de lei. De aceea și am venit cu propunerea care am enunțat-o mai sus, pentru că cred că aceste două întrebări pot fi unite, ca să nu repet ceea ce am spus. Dar haideți să fim conștienți, pentru că cei care vă promit acum că vor dubla sau vor tripla pensiile, știți cât e fondul de pensionare total în Republica Moldova? Adică cei care vă promit să îi întrebați, e 14 miliarde 600 de milioane pe an. Ce înseamnă dublarea pensiei? Înseamnă că mai trebuie 10 miliarde de lei pe an suplimentar pentru achitarea pensiilor. Sunt acești bani? Acești bani nu sunt. De ce? Noi venim cu propunerea și ajutăm în fiecare an, cât e puțin, cât reușim. Și o să mergem cu această abordare mai departe. Cum am mers în acest an, și cu indexarea, și cu suportul unic, vom face tot posibil să ajutăm și în anul viitor. Vă mulțumesc! Faceți locuri de muncă la toți! La toți. Și nu puneți chede ca să nu vii oamenii de după graniță acasă. Toți trebuie să vii aici. Aici pe pământul ăsta s-a născut, aici se moară. Și credința. Pune credința în școală. Doamna, destul de categorică. În primul rând, nimeni nu pune niciun fel de interdicție pentru ca cetățenii noștri să se întoarcă acasă. Noi vrem cetățenii noștri să vină acasă. Și facem tot posibil pentru aceea ca să-i motivăm să se întoarcă. De aceea, stimată doamnă, vom face tot posibilul și ne așteptăm pe toți acasă care sunt plecați și în Rusia, și în Italia, și în multe alte țări. În ceea ce ține de religia în școală, eu nu sunt împotriv. Doamna Maia Sandu a interzis în 2014, vă aduc aminte. La noi era facultativ în școală religie. A venit doamna Sandu, ministrul educației, și a ieșit cu inițiativa și a spus că n-au ce discuta aici slujitorii bisericești și mai departe. Aceea vă aminte. De aceea eu sunt de acord că trebuie să fie și anumite educații spirituală. Dacă ne referim la școli, elevi și mai departe. Nu poți să impui pe toți. Dar trebuie să fie facultativ atunci când se dorește. În ceea ce ține de locuri de muncă, noi am lansat mai multe inițiative în acest sens. Și din nou, într-un an foarte dificil, noi am reușit să recuperăm 60.000 de locuri de muncă care au fost închise în luna aprilie, în legătură cu carantina, cu pandemia din țară. Noi am lansat proiectele pentru 18 platforme industriale și vom merge mai departe și în anul următor. Avem un plan foarte clar cum o să mergem cu dezvoltarea economiei în anul viitor. Cifrele toate sunt la mine aici pe masă, nu o să le dau citire. Investiții mai multe în drumuri, în apă, în canalizare, în gazificare, în iluminarea localităților și așa mai departe. Și toate aceste investiții creează locuri de muncă. De aceea, cu aceste abordări vom merge mai departe. Vă mulțumesc! Când s-au propus să treacă la învățământul online în Republica Moldova, cât de bine s-au asigurat școlile că toți copiii dispun de echipamente și de conexiuni la internet? Stimată doamnă, tânără învățătoare, așa înțeleg că este o profesoară care s-a adresat, da? Evident că nimeni nu era pregătit de acest lucru. Nici în Republica Moldova, nici într-o țară nu era pregătit. Și la prima etapă, tot ce se ține de învățământul online, au fost probleme. Pentru că, de o parte, nici elevii nu toți aveau telefoane, sau computere acasă, sau internet, dar nici profesorii, pe de altă parte. Profesorii, de asemenea, nu erau pregătiți, doar nu aveau toți în școală posibilitatea să intre online, să intre prin la distanță, să ducă lecțiile. Deci la prima etapă au fost probleme majore. S-a reușit pe parcurs de a asigura școlile, nu toate, cel puțin parțial, cu tot ceea ce este necesar din considerente tehnice. Apropo, în câteva săptămâni probabil va fi finalizat procesul de achiziționare a câteva zeci de mii de calculatoare care vor fi livrate în localități, dacă nu greșesc câteva zeci, pentru că 50-60 milioane de lei, care au fost alocate de către partenerii externi, anume în acest sens. Și din bugetul de stat noi am găsit bani. Și trebuie să ne pregătim pentru așa ceva. În ceea ce ține de trecerea la online, deoarece o să răspund tot aici deodată, cunoașteți opinia mea, eu am anunțat-o recent și la câteva emisiuni televizate, eu consider că noi nu trebuie să stopăm, să asistăm procesul educațional. Părerea mea este că noi trebuie să continuăm așa cum mergem acum.
pentru că online nu este cel mai eficient. Și este o problemă și pentru copii și pentru profesori, dar este o problemă și pentru părinți. Pentru că dacă copilul nu merge la școală și rămâne de acasă și intră online, trebuie cineva din părinți, mai ales dacă e clasa 1, a 4, dacă e copilul mic, trebuie să rămână cineva acasă, nu poate să meargă la muncă. Deci, în opinia mea, chiar dacă situația pandemică nu este deloc simplă în legătură cu acest COVID, eu sunt categoric împotrivă sistării procesului educațional. La fel ca și activități economice. De ce noi vom face tot posibil să ne introducem în carantină? Eu nu vreau să procedăm așa cum se procedează în unele țări ale Uniunii Europene, unde se închide total școlile, din nou, activitățile economice și așa mai departe. Eu cred că noi vom ține piept și vom face tot posibilul ca să mergem în regim normal. Iar dacă apare probleme într-o școală, într-o clasă, carantină locală. În satul Cutare, de exemplu, sau în școala Cutare din municipiul Chișinău, există probleme. Se pune carantină o clasă sau o școală, dar nu închizi toată țara din aceste considerente. Aceasta este abordarea noastră. Însă, repet încă o dată, în ceea ce ține de conexiune și dispozitivul, adică computerul sau telefonul sau iPad-ul pentru conexiune la internet, noi facem tot posibilul acum și, de, practic, am avansat destul de mult. Situația este mult mai bună ca în luna martie. Здравствуйте. Уважаемый Игорь Николаевич, хотела бы вам задать вопрос. Я родилась в Республике Молдавия, в гагаузском селе Киритлунга. Мои родители в 90-м году открыли вклад на мое имя. Я уехала на учебу в Россию, ну, где в последующем вышла замуж. Приехав в Молдавию, я решила узнать, могу ли я рассчитывать на компенсацию по своему вкладу. Мне отказали, обосновав это тем, что у меня нет молдавского паспорта. Но у меня есть сберегательная книжка, которая сохранилась по сей день, в которой есть и подписи, и печати. Хотелось бы у вас узнать, насколько это правильно. Спасибо вам за любой ответ. Спасибо большое. Я думаю, что это проблема и вопрос большинства граждан Республики Молдова, которые жили, ну, или родились в Советском Союзе. Потому что и мои родители, и родители большинства из тех, которые нас смотрят, тогда, ну, откладывали деньги на так называемые сберегательные книжки. Ну, до развала Советского Союза были такие синие, не синие, коричневые, мне кажется, книжки. И все туда, там, на почту, Сбербанк, ставили деньги для того, чтобы это было для своего сына, ребенка там и так далее. К сожалению, после развала Советского Союза это все как бы осталось, ну, возможности взять эти деньги не было. Что мы сделали? И мы это делали, когда мы были, когда я был министром экономики до 2009 года. Мы начали выплачивать, если вы помните, если помните, которые нас смотрят, что мы выплачивали первую 1000 лей, или рублей советских, мы выплачивали один на один. Потом был коэффициент в зависимости от года рождения и так далее, давали один на два, один на три и так далее. Мы это начали, мне кажется, в 2005-2006 и продолжили до 2009 года. После этого сменилась власть, пришли так называемые проевропейцы, разрушили, разворовали Банк экономии, и сейчас эта процедура, к сожалению, не работает, была приостановлена. Что мы будем делать дальше? Я думаю, что мы на правильном направлении по возвращению украденных денег из банковской системы. Я уже говорил не раз, что 2,5 миллиарда лей уже вернули, это непосредственно деньги. Еще 3,7 миллиарда лей заложено, то есть арест. И это активы, которые можно продать и получить эти деньги. То есть где-то половина из 13 миллиардов у нас есть конкретный источник, откуда эти деньги взяли или будем брать. Сейчас начали арестовывать активы за рубежом. Почему я это говорю? Потому что у нас реально есть сейчас перспектива для того, чтобы большинство этих денег вернуть. Конечно, после этого нужно найти возможность вернуться к процедуре частичной, не полностью, давайте скажем честно. Всех денег, которые были на книжках, государство сейчас не вернет, потому что это был Советский Союз, это была другая система, и мы сейчас этих денег просто не найдем. Но частично для определенных категорий, определенных сумм, конечно, я думаю, что к этому нужно возвращаться. Вам спасибо большое за вопрос. Мне очень часто задают этот вопрос и задавали на встречах, которые у меня были. Я думаю, что мы решение по этим вопросам сможем
найти. Важно, ну, очень важно, как и для, вот мы говорили только что о пенсионерах на молдавском языке, мы сможем это сделать, если у нас будет политическая стабильность. Я думаю, что все понимают, что после 15 ноября либо будет политическая стабильность, либо будет полнейший хаос. Поэтому я вас призываю, и вас, которые задали этот вопрос, и других, давайте выйдем на выборы для того, чтобы мы смогли дальше вот все эти проекты продолжать. Потому что иначе не получится. Спасибо большое за вопрос. Bună ziua, domnule președinte. Coval Andrei, primarul de la Nemorenia Loveni. Am o întrebare referitor la migrația din Republica Moldova, care ne afectează foarte grav. În special vorbesc despre tinerii, copiii, până la 18 ani, care unii dintre ei au un comportament foarte neadecvat. Respectiv, noi, ca administrație publică locală, ne confruntăm zi de zi, cât și administrațiile gimnaziilor. Este întrebarea următoarea. Pentru a schimba comportamentul, pentru a schimba situația lor, de revenit la acele centre de corecție care au fost în trecut, acum ele nu activează, cu speranța ca acești copii în aceste centre să devină altfel, atât prin comportament, cât și prin atitudinea lor față de societatea noastră. Mulțumesc! Domnule primar, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și, apropo, vreau să remarc, mi se pare că nu prima dată acordați o întrebare online. Încurajez și pe alți primari, pe alți aleși locali să vină cu întrebări, deoarece cred că este o modalitate destul de bună de a avea contactul direct. Și dacă ați observat, orice întrebare care vine în format video, eu răspund la toate întrebările. Care este problema, domnule primar? Evident că după închiderea acestor centre de corecție, și nu doar centre de corecție, în interior erau și case de copii. Să nu spună cineva chiar dau vina pe oponenta mea, dar aceste centre, aceste case de copii au fost închise în mare parte în perioada 2013-14-15, chiar pot să iau o statistică exactă când au fost închise. Și copiii ăștia, fără părinți, o parte care erau în casele de copii, au rămas pe drumuri. Pentru că s-a luat varianta că hai să mergem pe varianta, nu știu care, europeană, că să-i plasăm în familii. Dar copiii cei în familie nu se regăseau. Și evident că noi trebuie să revenim la această problemă, pentru că, corect ați remarcat, sunt copii care părinții sunt plecați din țară. Și stau cu bunii, stau cu bunicile sau nu mai stau cu regret, stau singuri, cu un frate mai mare și nimeni nu are grijă de ei. Dacă nu o să ne ocupăm acum cu acești copii, la această vârstă, la vârsta de 10, 12, 13, 14 ani, ce va fi peste 10 ani? Care ei se educă acum într-o anumită atmosferă. Ei vor fi peste 20-25 de ani, fi criminalitatea crescută în Republica Moldova. Și atunci noi o să avem o problemă mult mai mare decât acum. De aceea mai bine investim aceste mijloace din bugetul de stat acum pentru a preîntâmpina o problemă majoră peste 10 ani. Noi suntem înseșim din casă dacă continuă lucrul ăsta. De aceea cei care au vrut să economisească 5 ani în urmă prin închiderea acestor centri și case de copii ne-au creat o problemă majoră acum. Noi planificăm cu guvernul pentru anul viitor să găsim o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Pe de o parte, centrele de corecție, să vedem ce facem înapoi cu acele case pentru amplasarea copiilor fără părinți. Trebuie să venim cu mai multe investiții în localitățile rurale pentru sălile de sport, pentru terenurile de sport, pentru diferite cercuri, luptă, șah, ce doriți, în casele de cultură, unde trebuie reparate, ca copiii să aibă cu ce se ocupa. Eu când eram în elev, jucam voleibol, jucam șah, jucam tenis de masă. Aici trebuie să-i direcționăm pe tineri. Nu să nu șadă tot timpul în fiecare zi numai să joace în telefon sau să facă nu știu ce prin sat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și vreau să vă asigur că noi acordăm o atenție deosebită acestei probleme și vom veni și cu soluții în acest sens. Vă mulțumesc, domnule primar, și încurajez și pe alții aleși locul. Să fie
ridicată indemnizația pentru copil care este mămica până la 3 ani. Sunt absolut de acord cu aceea că trebuie să motivăm tinerii, familiile care au copii. Trebuie să-i ajutăm din partea statului. Noi am venit cu mai multe inițiative în acest sens. De exemplu, noi am majorat în acest an la inițiativa mea suportul unic la nașterea copilului l-am majorat până la 8.299 de lei, 8.300 de lei primește mama, familia atunci când se naște copilul. Este un suport mult mai mare decât a fost în anii precedenți. Eu am propus să majorăm parcursul următorilor ani, trebuie să ajungem măcar la 10.000 și eu știu că în anul viitor deja să facem un pas în acest sens, o să fie 9.000 și ceva pentru anul viitor, pentru a ajunge la 10.000 de lei la nașterea copilului. Eu cred că este un suport nu rău, bun. Primul suport la nașterea copilului. Mai departe, eu am propus să venim cu așa numitul proiect de lege de materinский capital. Ce înseamnă acesta? Adică când se naște copilul și mai ales al doilea, treilea, patrulea, statul să vină cu un suport pentru rezolvarea unor anumite probleme, ce înseamnă de locuință, de alte chestii, care îl acordă acestei familii. În mai multe țări funcționează un astfel de mecanism, inclusiv în Occident, cât este în vest, eu știu că în Federația Rusă, în Belarusia funcționează, eu știu că în Ungaria, domnul Orban, prim-ministru Orban, care ne cunoaștem bine, a lansat un proiect important de susținere a familiilor, anume prin astfel de instrumente. De ce, la prima etapă, majorăm suportul la nașterea copilului și, după cum am spus, eu vă face tot posibil să ajungem la 10.000 de lei, câțiva ani în urmă era 5-6.000 de lei. Practic, noi o dublăm în anul viitor sau depuși de un an jumătate. Pe de altă parte, în anul viitor se majorează suportul, indemnizația pentru întreținerea copilului până la vârsta de 2 sau de 3 ani. În anul viitor va fi 740 de lei. Eu cred că și această indemnizație trebuie să o majorăm constant. Însă pentru anul viitor ea se majorează și majorează cu 20-25% pentru anul următor. Deci vom face tot posibilul să ajutăm mamele copii, să ajutăm familiile cu mulți copii, cu diferite instrumente cu care statul deja a început să vină și va veni și în continuare. Sănătate copilului dumneavoastră, vă mulțumesc de întrebare. Cât concret el în acești 4 ani de zile? Pentru popor, pentru diaspora, ca să se întoarcă acasă, cum zice el, și pentru toată lumea. Vă mulțumesc, stimată doamnă, de această întrebare. Eu pot să vă transmit raportul meu mai detaliat, dar așa în câteva cuvinte foarte importante. Sunt câteva realizări care au fost asigurate parcursul acestui mandat, dar în special parcursul ultimilor 11 luni. De ce parcursul ultimilor 11-12 luni, un an? Pentru că anume în ultimul an, eu în calitate de președinte am o conlucrare bună cu guvernul și parlamentul. Pentru că prima jumătate de mandat, cunoașteți lupta cu Plahotniuc și până ce l-am dat jos. Pe urmă am dat guvernul celor de pe dreapta, am dat doamnei Maia Sandu, care nu a făcut nimic. De fapt, situația s-a înrătățit și după aceasta a luat decizia să plece de guvern și a provocat demisia. Noi avem suficiente instrumente pe parcursul acestui an. Un an cu criză, cu pandemie, cu secetă. Și în acest an noi am investit, de exemplu, în drumuri, aproape 6 miliarde, față de 3 miliarde și ceva anul trecut. Noi în fiecare localitate am investit câte 1 milion de lei în drumuri. În afară de aceasta, în drumurile naționale, drumurile regionale. Noi am venit cu un suport suplimentar la pensionari despre care am vorbit în această emisiune deja. Eu am venit cu inițiativa de dublare a salariilor medicilor și de la 1 septembrie s-a majorat cu 30% salariul medicilor în Republica Moldova și la 1 ianuarie, deja în proiectul bugetului pentru anul viitor, se majorează încă cu 30%. Noi am venit cu suport pentru instituțiile școlare care urmeau să fie închise în urma programului sau inițiativei legislative a doamnei Maia Sandu din 2014, când a redus finanțarea școlilor mici. În acest an noi am găsit 320 de milioane și am acordat acest suport pentru școlile mici din sate să nu fie închise. Și multe, multe alte lucruri pe domeniul social, pe domeniul economic. În acest mandat mi-a reușit să deschid piața rusească. Noi anual exportăm miere, vin, conserve, legume, fructe, fără taxe în Rusie.
economisim anual 400-500 de milioane de lei taxe care trebuia să fie plătite la vamă în Rusia. Ele rămân aici la producători. Și eu cred că aceasta este o realizare foarte importantă. Am lansat inițiativa deschidere a 18 parcuri industriale și primele deja se construiesc. Și multe, multe alte inițiative legislative. Toate aceste inițiative, parcuri industriale, investiții în infrastructură, evident că motivează și diaspora, cum spuneți dumneavoastră, cetățenii noștri care muncesc peste hotare, să se întoarcă acasă. Am lansat programul PARE 1 plus 1, care presupune că la fiecare leu investit de cel care se întoarce acasă din diaspora, statul mai investește încă un leu. Și avem sute de afaceri lansate în acest domeniu. Acum inițiem un nou proiect, un nou program pentru cei din diaspora. De exemplu, eu vreau să propun să mergem pe modelul care a fost pe larg utilizat în unele state ale Europei. De exemplu, în Portugalia, pentru a duce diaspora acasă, guvernul portughez, câțiva ani urmă, acorda 5.000 de euro pentru un cetățean din diaspora să se întoarcă acasă, pentru ca să se lanseze aici într-o afacere. De ce să nu planificăm și noi anumită sumă de bani din partea statului? Indiferent unde o investești, dar e dorit într-o afacere. Și statul să vină cu un suport. Și care e problema? Chiar dacă aducem 1.000 de oameni acasă, dacă le dăm câte 4-5.000 de euro, sau 4-5 milioane de euro, statul poate să-și permită lucrul ăsta. Important să-i aducem și să investească aici în localitățile de unde sunt născuți. Cu astfel de inițiative noi vom veni în continuare. De aceea vom face tot posibilul pentru a merge cu aceste proiecte mai departe. Și eu sunt fer convins că, eu știu că ne privesc mulți din diaspora, eu văd că sunt vreo 250-300 de comentarii, în mare parte mulți se uită din diaspora acum, eu vreau să mulțumesc că sunteți atât de activi. Noi, credeți-mă, eu am rude, am prieteni, am cumnatul meu, fratele soției este în diaspora, așa numită diaspora, nu-mi place cuvântul diaspora, îmi place cuvântul cetățenii noștri de pretutindeni, hai să numim așa acum, moldoveni de pretutindeni. Era programul român de pretutindeni. Eu numim moldoveni de pretutindeni. Eu am rude din Sadova care sunt în Italia acum, care la sigur poate, sper că mă priviți. Noi vrem să vă creăm condiții să vă întoarceți acasă. Eu vă înțeleg că mulți dintre voi vă uitați sceptic la noi, la mine, și votați foarte des geopolitic, pentru că credeți că dacă votați pe Maia Sandu, e gata să fie Europa la noi acasă. Nu o să fie niciun fel de Europa la noi acasă. Pentru că ea nu are posibilitate, nu are suport în Parlament, nu are capacitatea de a schimba lucrurile spre bine. Acest moment ce a fost anul trecut. Le-am dat tot guvernul și ce au făcut? Concursuri în fiecare săptămână, de fiecare lună, au întins procesele, au blocat tot absolut. Au venit cu inițiative de majorare a prețurilor, a tarifelor. Deci e pentru a schimba lucrurile de bine, stimați reprezentanța diasporei. Trebuie stabilitate acasă. Trebuie să construim drumuri. Trebuie să plătim salarii, trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să lansăm aceste programe mai departe, trebuie să vă motivăm pe voi să vă întoarceți acasă. Dar acest lucru cum e posibil? Acest lucru e posibil atunci când în țară este o echipă, nu de ăștia care idei nouă ce trebuie să facă și ascultă-mă ceea ce le spune cineva din afara țării. O echipă consolidată, profesionistă, care trăiește aici. O echipă care are copii, care trebuie să-i, în fiecare zi să-i ducă la școală. O echipă care merge aici în fiecare zi pe drum și drumul să trebuie reparat. De ce eu vă înțeleg că unii dintre noastre vă uitați sceptic, negativ la echipa noastră și vă înțeleg de ce sunteți în afara țării, mă refer la cei din diaspora. Dar credeți-mă, noi știm ce și cum să facem pentru ca lucrurile în țară să schimbe, ca voi să puteți mai repede să reveniți acasă. Eu îmi doresc să revină toți acasă. Nu avem nevoie de voi acasă, stimați prieteni, dragi moldoveni. Vrem și foarte mult ne dorim ca voi să reveniți acasă. Dar noi vom face tot posibil ca această motivare, această dorință, aceste condiții să fie create. Și noi le vom crea. Așa cum am lucrat în acest an dificil cu criză, cu pandemie, am reușit să facem multe lucruri. Dar în anul viitor, fără criză, vom face și mai multe, dacă va fi stabilitate. Dacă nu va fi situația care este acum în multe țări cu proteste, cu destabilizări. Vă mulțumesc și nu vă supărați. Tot o să fie bine. Veniți acasă și o să fie totul bine. Олеся Казаку, телеканал «Мир». Игорь Николаевич, вне зависимости от исхода голосования во втором туре, какие, на ваш взгляд, социальные проекты должны быть продолжены в стране после президентских выборов в первую очередь? Спасибо большое за такой вопрос, очень важный вопрос. Есть несколько важных направлений, которые нужно будет заняться
обязательно. Первое, конечно, это борьба с пандемией. Мы видим, как накрывает вторая волна или третья, или как ее уже называют, во многих странах, и на Западе, и на Востоке. Мы видим, что происходит в большинстве стран Европейского Союза. Мы видим, что происходит в наших соседей. Мы видим на Украине, к примеру, что происходит. Там уже есть большие проблемы с местами в больницах, во всяком случае, мне так докладывают. Мы видим, что происходит в других странах. Поэтому мы понимаем, что это основной вызов, с которым нам придется сталкиваться и справляться в ближайшие месяцы. Поэтому это задача номер один для меня в качестве президента и для моей команды. Мы должны быть готовы обеспечить здоровье наших граждан. Это самый важный ресурс. Это наши граждане. А наши граждане должны быть здоровы. Мы должны вовремя им помогать, предоставлять качественное медицинское обслуживание. Конечно, очень важно, если мы говорим о борьбе с пандемией в ближайшее время, для того, чтобы снизить эффект этой пандемии, нужно получить как можно быстрее эту вакцину. Вот наши российские партнеры, вы знаете, что обещали, мы говорили о ноябре, о второй половине ноября, чтобы мы получили первую партию этой вакцины, для того, чтобы начали вакцинировать наших жителей. Это снизит давление на систему здравоохранения. Второе направление – это, конечно, социально уязвимые граждане нашей страны. Это пенсионеры, это ветераны, это инвалиды, это многодетные семьи и так далее. Вот в это направление бюджет следующего года, мы сейчас разрабатываем проект бюджета на 2021 год, мы будем уделять очень серьезное внимание и будем помогать, будем повышать пенсии, зарплаты, чтобы вот эти категории граждан смогли выжить, я прямо так и говорю, в очень непростых условиях. У них были и сейчас очень маленькие зарплаты. В этом году помогли в условиях пандемии, но я думаю, что в следующем году нужно сделать больший упор на то, чтобы повышать пенсии и зарплаты. Например, я считаю, что в следующем году реально сделать увеличение пенсии хотя бы на 10-15%. Мы знаем цифры, мы можем сказать откуда и как. Я думаю, что это нужно обязательно сделать в следующем году. Третье направление – это повышение зарплат некоторым категориям бюджетников. Вот мы пошли с увеличением, по моему предложению, удвоения зарплат медицинским работникам, докторам. Там остались, к сожалению, технический персонал, там тоже нужно повышать зарплату. Нужно то же самое сделать в образовании. А там тоже технический персонал, которым не повышали зарплаты последние несколько лет. И учителям нужно повысить зарплату, и работникам в примариях и так далее, потому что получают несколько тысяч лей, и их практически не осталось. Нету людей там для того, чтобы работали на эту зарплату. Поэтому третье направление – это, конечно, повышение зарплат бюджетникам. В основном это образование и технический персонал. И четвертое направление – это как помочь перезапустить некоторые двигатели роста экономики. Что нам даст средства для того, чтобы обеспечить первое, второе, третье, то есть первое – борьба с пандемией, второе – это социально уязвимые слои населения, нужны деньги, третье – это зарплаты бюджетникам, нужны деньги. Откуда деньги? Наши оппоненты думают, что им дадут Европа или Америка и так далее. А я считаю, что нам нужно перезапустить некоторые двигатели экономики, чтобы экономика работала, чтобы у нас было налоги, откуда собирать, и платили достойные пенсии и зарплаты. Вот для этого мы с правительством определили, что нужно инвестировать здесь, здесь и здесь. Куда именно? Это инфраструктура. Инфраструктура здесь и дороги, здесь и вода, и водоснабжение, и канализация и так далее. И здесь государство будет вкладывать огромные деньги в следующем году. Потому что это дает оборот по цепочке и рабочие места. Второе направление – это, конечно, помочь бизнесу и создать новые проекты для бизнеса. Здесь и промышленные парки, здесь и помощь бизнесменам, которые сейчас сталкиваются с проблемой, здесь и помощь сельхозпроизводителям, нужно поменять в корень систему субсидирования, субвенций. Здесь нужно помогать тем, которые делают инвестиции в водоснабжение. И у нас есть очень амбициозные планы на следующий год. Я думаю, что мы будем увеличивать со стороны государства помощь именно по этим направлениям. Так вот, вот этот весь комплекс мы сейчас очень системно и детально занимаемся, я могу сказать цифры по каждому пункту.
и то, что мы будем делать в медицине с пандемией, и то, что мы будем делать по каждому. Вот все у меня цифры есть и здесь, и в голове, и очень детально мы это рассматриваем, и мы к этому готовы. Конечно, для того, чтобы это сделать, обеспечить, нужна стабильность. Я уже в который раз говорю, это очень важно. Потому что если у нас после 15 ноября начнется вот то, что некоторые очень хотят, жёст прешедентели, жёст парламенту, жёст гуверну, во-первых, не получится это всех скинуть, не получится. Но это создаст политический хаос, который приведет к тому, что большинство этих программ просто не будет возможность внедрять в жизнь. И от этого пострадает не политики, от этого пострадает рядовой гражданин нашей страны. Я хочу вот это, чтобы самое важное, чтобы понимали и оценивали риски те, которые вот меня сейчас смотрят. Из-за нашего выбора, из-за того, как мы будем голосовать 15-го, зависит очень многое. Многие из вас думают, а что приходить? Так очень просто. Либо мы продолжаем то, что начали, либо все будет остановлено до лучших времен. Пока разберутся, кто круче, президент или премьер, или спикер, или лидер партии и так далее. Сейчас у нас более-менее идет сплоченная работа. Да, непросто, в парламенте непросто. Парламентское большинство и так далее, и так далее. Но есть стабильно, мы работаем вперед. И я это могу удержать в руках. Когда я говорю, что мы можем, это я как президент и моя команда, мы это сейчас удержим. Мы знаем как. Я обещаю, что мы это сможем удержать. Другой президент это не удержит. И начнутся проблемы. Поэтому мы должны ценить то, что мы имеем сейчас. Ценить эту команду. И дать ей шанс продолжить хорошие дела для наших граждан. А мы знаем как, и я уверен, что следующий год должен быть лучше, чем этот. Спасибо большое за вопрос. Уважаемый Игорь Николаевич, мы теперь вместе, благодаря вашей помощи, обращаемся в этот раз с благодарностью. Люди вокруг говорят и думают, что достучаться до президента – это все равно, что выиграть в лотерею. Но наш пример показывает, что это не всегда так, и это приятно удивляет. Спасибо вам, что вы отреагировали быстро и помогли нам преодолеть препятствия, которые стояли на пути друг к другу. И мы теперь вместе. Будем рады видеть вас на нашей свадьбе. Благодарим. Благодарим вас за содействие. И мы счастливы быть наконец-то вместе. Спасибо вам огромное. Ждем к нам. Спасибо большое, ребята. Ну, во-первых, поздравляю, что вы наконец-то встретились. Потому что на одной из передач последней передачи, да. Ну, напомню тем, которые нас не видели на прошлой неделе, была просьба от молодого человека, который, к сожалению, не смог обеспечить приезд домой сюда, в Молдову, своей девушке, с которой, ну, невестке, с которой хочет жениться. Застряла где-то в Сочи, потому что был карантин и так далее. И он мне попросил, чтобы я подключился и решил эту проблему. Мы подключились через моих советников, через наших коллег из Российской Федерации. И вот нам удалось, чтобы эта молодая семья, будущая молодая семья, все-таки встретилась. Я хочу вас поздравить с тем, что вы опять, ну, добились того, чтобы вы встретились вместе. Знаю, что вы собираетесь сыграть свадьбу до конца этого года. Я вам обещал, что я обязательно сделаю все возможное, чтобы на этой свадьбе, по вашему приглашению, чтобы я был на этой свадьбе. Ну, знаете, есть некоторые ограничения с свадьбами, но я считаю, что свадьбу нужно проводить. 40-50 человек, поэтому я обязательно с первой леди, с моей супругой, найду время для того, чтобы хотя бы на несколько минут зайти и вас поздравить. Вам успехов, любви и счастья. Я думаю, что все у вас получится. Спасибо большое. Спасибо большое за добрые слова. И как вот будущий жених правильно отметил, ну, есть такое мнение, что президент где-то там,
а мы вот где-то здесь. Дорогие сограждане, я все время делал все возможное, чтобы был рядом с вами. Вот вы можете через такие прямые вопросы мне задавать любые вопросы, видео. И как видите, я на них отвечаю и готов помочь. Как я бывал в большинстве сел нашей страны, так буду продолжать дальше. Я обещаю, что буду дальше рядом с вами. И постараюсь помочь, чем смогу. Ну, никто из тех, которые обращался, я всем отвечал. Может быть, не всем помог, потому что мне в последнее время пишут: Игорь Николаевич, слышал, что вы помогаете, мне нужен 1 000 000 лей, без процентов на 2 года. Я вот, ребята, мы же не банковская система. Но решение каких-то вот вопросов мы помогаем. Я стараюсь помочь, нахожу какого-то спонсора и так далее, помогаю. Вот сейчас недавно случай в районе, в Шолдонештах, одна из последних встреч, там дом сгорел, 2 недели назад. Сгорел дом. Мама на работе где-то в Италии, отец один, дети с 1 года до 17 лет, 7 детей или 6. И негде жить, сейчас зима. И распределил всех этих детей по разным родственникам. И вот эти живут 2 у 1. Это, конечно, трагедия. Знаешь, мы попросили, там наш мэр от партии социалистов, мы сейчас нашли возможность хотя бы взять, если не купить, хотя бы взять в аренду какой-то дом, который есть в этом селе, где не живут, потому что уехали, дать возможность, чтобы семья была вместе. Поэтому по всем таким случаям непростым, поверьте, я сделаю все возможное для того, чтобы вам помогать, так как помогал в течение всего этого периода. А вам счастье. Счастье и побольше детей. У меня 3, догоняйте. Догоняйте. Отчестие фост антреберли видео. Третьим репетил антреберли текст. Так елюс репети фасачель видео. Ю кретко ус воспонсовой тасла видео димайсус. Паша антреберли текст. Андрей Садовник. Кар есть и парерия домлой пришлините. Ди идея ди амвца ла институции школариш университари диспри уамени дим презент. Кар примунка лот пун царам пчари. Редики экономия шпуна валуаре ануми идея ди амунчи ла ноя кас. Домлой Садовник, есть и фуарти буна идея. Prin exemple concrete, și cred că e că foarte bună idee ați dat, poate să vorbim cu cei din guvern, ca să introducă o dată în o oră pe săptămână, de exemplu. Exemple concrete a celor din țară, care au făcut ceva bun în politică, în economie, în social, în medicină. Și dat portret, dar de invitat chiar, poate. Poate făcut online. Dar de propus ceva, ca să fie o oră pe săptămână, exemple concrete din țara noastră, actuale. Nu doar Ștefan cel Mare, care e foarte important, și domnitorii Moldovei, dar istorii de succes sau oameni de succes din cei care acum sunt contemporanii noștri. Eu cred că aceasta ar motiva extrem de mult copiii. Poate nu în clasa 1, 2, 3, poate clasele 7, 8, 10, 12. Eu cu plăcere aș putea să particip la astfel de evenimente. Pentru că avem și experiență mare și ministru economic, am fost și conducător la Bursa de Valori, de Mărfuri, depozitar național în activitatea mea. Și eu cred că ideea este foarte bună, domnul Sădovnic. Eu o să vorbesc cu colegii și o să ne gândim cum să o formulăm și cum să o asigurăm ca ea să aibă o conotație mai mare. Olga Baranova. Здравствуйте, уважаемый президент. Скажите, как молодым семьям можно жить в нашей стране и не уезжать за границу? Мы с мужем работаем на государство, зарплаты мизерные, купили дом еле-еле, а дальше как ремонт делать? Нет даже ванной, крыша течет, а средств нет. Что же делать нам, молодым парам? Ольга, мы поэтому, вот я чуть-чуть выше говорил о том, что мы в ближайшее время предложим увеличение зарплат для бюджетников. Вообще работа в бюджетной сфере должна быть элитной, приоритетной, чтобы все хотели работать. Чтобы не уезжали из государственных структур, чтобы там оставались лучшие. Поэтому по разным категориям мы запустим, конечно, этот процесс в следующем году, как мы в этом году сделали с докторами. Вот у меня есть расклад, это даже если вот интересно, я дам какой расклад по поводу зарплат, к примеру, в медицине. Вот мне коллеги дали, очень интересно, насколько увеличилась медицина по разным категориям. По сравнению с тем, что было, есть увеличение и в несколько раз в течение этого года благодаря этой инициативе. И вот, вам скажу, если мы вот такое сделаем в разных секторах, вот смотрите,
в 2020 году, исходя из увеличения, которое было в апреле и в сентябре, это наша инициатива, вот смотрите, хирург Якими Мунко 10-20 лет, сейчас зарплата 27 тысяч лей. Раньше было 14, практически в два раза. Медик-педиатру, сейчас 10 700, было 7 400. Ассистент Сапентрианимари 15 тысяч, было 7 и так далее. Я почему, вот здесь у меня есть все категории абсолютно. Вот такими методами мы можем мотивировать, делать все возможное для того, чтобы как-то стимулировать, чтобы лучшие из вас, молодежь, и не только молодежь, работала в бюджетной системе. Кроме этого, мы запустили несколько очень важных программ, наверняка вы знаете, Примакас, для того, чтобы помочь вам купить жилье. И государство за счет бюджета покрывает процентные ставки и дает еще какую-то помощь дополнительную. Я вам предлагаю, Ольга, наверное, Ольга Баранова, это из Гагаузии, я предлагаю вам и к этим программам тоже более детально присмотреться, анализировать, и я думаю, что там хорошие шансы получить дополнительную помощь от государства. Трей Тома Богач Шигалина Мунтян, он требует Чесума, Фостакитата, компании Кролпин, сервители Аккордати. Но я ашаши нуня спуси экзакт Банка Национал, да и ворба де сути де ми, так оно оправи миллион шчева де доллар. Есть сумма и норма. Карин опиния мя статула келтуито энзадар. Потому что не старт са ворби форте мол де кролу уну ши дольше, а часто просто писта грешите. În tot ce țin de investigarea miliardului, pentru că acolo nimic nou nu a fost. Eu cred că această pistă greșită a fost lansată însăși de cei care au beneficiat și au furat acest miliard, pentru ca să fie de ochii oamenilor. Uite, la noi investigații, ia ca peste jumătate de anul, de investigația Crolu. Și când îl dădem, ne uităm acolo, dar acolo nu e nimic. Nu, asta a fost Crolu 1, mai dați încă 500.000 sau 1.000.000 de dolari, să fie Crolu 2. Și ia ca așa ne-au dus de nas, din 2015 până în 2018, până 2019. Doar în 2019, când am văzut acest document, eu nu am spus că oameni buni. Pentru că ei doar nu le dădeau președintele. Atunci când era guvernul lui Plahotniuc, nu le dădeau. Așa că deșteptul care a fost președintea Parlamentului și a fost implicat în mijlocit în aceste dilapide, a fost președinte care acum ies în diferite live-uri. Dar când am luat detalii, ne uităm, păi, dar ce e asta? Asta e spălare de bani. Și doar după ce a numit procurorul general independent Stoianov, lucrul s-a mișcat din loc. Și se mișcă și acum. Și am spus că active și bani aproape de jumate din miliardul furat din 13 miliarde, practic, noi le-am arestat, le-am depistat și acum le întoarcem statul. Alexandru, доброй ночи. Ну, доброе утро. Хотела спросить, почему мне отказали в голосовании в Москве из-за того, что я отказался ставить штампик голосования в загранпаспорт? Александр, очень простой ответ. Потому что, чтобы предупредить голосование 2-3-4 раза тем же паспортом. Вот представь себе, не ставят печать, тем более это загранпаспорт, если это еще старый, там нет этого ИДНО, он не сканируется. И без печати можно пойти по дополнительным спискам проголосовать там, на 5-6-10 разных избирательных участках. Поэтому я не вижу проблем, пусть вам ставят эту печать. И я вас приглашаю для того, чтобы обязательно проголосовать 15 ноября. Потому что от этого зависит очень многое. Я хочу вот, было чуть-чуть, я эту тему хочу развить для наших граждан, которые работают в России. Вот в последнее время мне обращаются очень многие насчет еще одного этапа амнистии для мигрантов. Вы помните, мы договорились с Путиным, в 2017 сделали амнистию, в 2018 сделали амнистию, в 2019 по моей инициативе тоже было перед выбором определенной амнистии. Мне спрашивают, Игорь Николаевич, а вы сможете сделать следующий этап амнистии? Я вам обещаю, что я обязательно в качестве президента в начале следующего года обеспечу, чтобы была следующая амнистия. Но также я вам скажу, что в первую очередь я считаю, что амнистию нужно делать тем, которые будут иметь штампик, что они проголосовали на выборах. Это активные наши граждане, им нужно тоже помогать. Они заботятся о том, что происходит в стране, поэтому голосуйте, пусть будет печать, мы постараемся все возможное, чтобы в первую очередь для этих была амнистия миграционная, имею в виду для тех, кто работает в Российской Федерации. Поэтому с удовольствием будем помогать вам, будем делать все возможное для того, чтобы наши граждане, неважно где они
находится, чтобы почувствовали помощь со стороны государства. Чеку. Так, Любовь Спетару. Господин президент, подскажите, пожалуйста, сколько денег ежемесячно уходит на пенсии и как можно их поднять хотя бы 1,5 раза? Госпожа Спетару, у нас 692 тысячи пенсионеров, то есть около 700 тысяч пенсионеров, и всего фонд годовой это 14,6, почти 15 миллиардов лей. То есть всего, чтобы платить пенсии в год, вот на этот год, это почти 15 миллиардов лей. Ну, в месяц это 1,2, 1,3 максимум миллиарда лей. Вот представьте себе увеличение, как мне говорят, на 20%. Для того, чтобы увеличить пенсию в год на 20% всем, нужно 20% от 15 миллиардов, это 3 миллиарда лей. Найти эти деньги и вкладывать. Поэтому, конечно, этих денег сразу в бюджете мы не найдем. Да, мы делаем индексацию, вот в этом году 6% от 15 миллиардов, это почти что миллиард лей. Мы дополнили в этом году для индексации пенсии. И нашли еще 1 миллиард лей. Мы в этом году около 1,5-2 миллиарда лей дополнительно дали пенсионерам, в первую очередь тем, которые пенсия маленькая. И мы будем делать все возможное, чтобы каждый год идти планомерно вперед. Но для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы экономика работала. Для этого нужно перезапустить некоторые важные экономические двигатели. Для этого нужно делать инвестиции в инфраструктуру, в парки и так далее. Создавать рабочие места, чтобы кто-то работал, платил налоги, ну, наши граждане. И эти деньги мы смогли дальше инвестировать в образование, в пенсии и так далее. Господин президент, когда мы сможем вернуться на учебу в России, какие новости на этот счет? Да, этот вопрос не раз мне задают, я вчера даже общался с моими российскими коллегами, я понимаю, что ситуация у них тоже в России очень непростая, есть вероятность, что в ближайшее время российские вузы, из той информации, которую я слышал, перейдут на удаленку. Понятно, что если будет удаленка, то, конечно, возвращение на этот период, в ближайшее время на учебу туда, маловероятно, поэтому, скорее всего, и наши студенты будут на удаленке. Но мы договорились с нашими российскими партнерами, что как только вот этот этап удаленки закончится, еще раз говорю, они для всех сейчас хотят перенести на удаленку, и для российских студентов, кто работает в вузах, просто перенести всех на удаленку. Но мы договорились, как только удаленка будет отменена, то, скорее всего, вместе с другими студентами российскими вернутся и молдавские. Мы об этом уже договорились принципиально, и я думаю, что это будет возможно в ближайшее время. Экономия Республики Молдова, летур де экономии или регионалев, успутерник аффектата де криза пандемика, на чест контекст, каресте плану де рефачериш крештер экономика, пост ковид, пикари ван стаб шринкле, каре сам примили трема свар импортанте. Я менționа дежа респонсорни Баруса, дирекциле принципале, евидентка суни чесари инвестиции на доменю экономика, что по кому менционат, если ворба де месур, де стимуларе путери де компараре четеценилор, че сам путери де компараре? Салари, пенсии мей мари. Потому что дека путери де компараре мей мари, консумы мей мари, ше де посибилитате де крештере економик. А доа дирекция, с инвестицией мажор и инфраструктура, аша кума мерс на че стану на нови витор вон фиши мей актив, ше а трелия диферите проекте пентру сусинерия медлю де афачер. Парпури индустриале, unele modificări în sistemul de impozitare pentru a fi mai simplu. Diferite programe cum e Pare 1 plus 1 sau pentru susținerea abilităților economice a tinerilor și așa mai departe, eu cred că aceste trei direcții sunt cele mai importante. Albu Dorina. Bună ziua, eu sunt Albu Dorina, locuitoare a satului Halan, Hora de Jos, Raionul Briceni. Domnul președinte, ne adresăm la dumneavoastră că nu avem cuie. Asistența socială din Raionul Briceni ne-a promis să ne dea o casă, fiindcă noi nu avem casa noastră și putem să rămânem în iarnă pe drumuri. Nu niciun rezultat, vă rugăm să interveniți că un sat sau propunere că nu avem la cine apela. Doamna Albu, dați-mi vă rog detaliile în comentariu acum și colegii mei o să ia legătură cu conducerea Raionului din Briceni, acolo sunt de la noi din partea Partidului Socialiștilor și o să încercăm să găsim o soluție. Ion Rusu, domnule președinte, faceți ceva cu microfinanțarea că îngroapă țara. Domnul Rusu, noi am modificat legea la microfinanțare ceva timp în urmă, câteva luni în urmă,
pentru a reglementa acest domeniu, pentru că în mare parte el nu era reglementat și acolo îi puneau procente extrem de mari, 50-60% pe an. Deci reglementarea, legea a fost modificată și o să facem regulă și în acest domeniu. Ce înseamnă președintele responsabil? Odată ce afirmați asta, trebuie să aduceți anumite argumente. Cum să ne convingeți dumneavoastră că sunteți așa cum sunteți? Daniela, ce înseamnă președinte responsabil? Este președintele care răspunde pentru ceea ce face și ceea ce spune. Dacă au spus și face tot posibil să îndeplinească. Este președinte care în situații dificile, foarte dificile, dă dovadă de caracter. Este președintele care are responsabilitate pentru cei care au nevoie de suport social, de suport economic. Și dacă o să vedeți toată această perioadă de 3 ani jumate, 4 mandatului meu, în domeniul social, familie social vulnerabile, familie numeroase, cei care le-au ars casa și multe, multe, multe alte, câteva sute de mii de oameni, eu nu am rămas indiferent și am ajutat. Aceasta înseamnă responsabilitate socială. Când vorbim de responsabilitate economică, sunt toate proiectele care noi am reușit să le implementăm în domeniul economic. Deci, în acest sens, ce avea să facă o persoană irresponsabilă? L-au ales președinte, s-a închis în cabinet, sau nu vorbește cu nimeni, s-a ocupat cu totul de alte chestii. Asta înseamnă o persoană irresponsabilă. Sau cum a fost fostul prim-ministru anul trecut. O persoană irresponsabilă, care face doar declarații, show-uri, doar show-uri. Dar nimic în realitate, nimic claritate. De ce eu, așa cum am fost, un politician, un deputat, un om, un tată, sunt și un președinte responsabil. Și toți cei care mă cunosc pe mine mai de aproape, știu că în mare majoritatea cazurilor eu am fost acel care am răspuns la solicitările care au fost. Și am dat dovadă de responsabilitate. Eu chem pe toți să fie responsabili. Declarația e simplu de făcut. Dar trebuie să dăm dovadă de capacitatea și dorința de a hotărâ întrebările care ne ciocnim. Așa, avem o oră deja. Avem întrebări? Multe? Mai multe comentarii decât întrebări? Așa. O să răspundem la întrebările care sunt. O secundă. Tak. Începem. Marcel Tudor, ați spus că declarațiile dumneavoastră referitor la diaspora au fost scoase din context. Explicați-ne, vă rog, ce trebuia noi, cei plecați peste hotare, să înțelegem din mesajul dumneavoastră. Mulțumesc. Marcel, eu deja am răspuns la această întrebare parcursul live-ului de astăzi, dar o să repet. Au fost scoase din context în ce sens? Au fost scoase din context că au încercat să spună că eu am jignit diaspora. Eu nu pot lucrul să-l fac pentru că la mine sunt rudele mele acolo. Oponenții utilizează acest lucru. Dar noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova. Indiferent unde suntem, acasă sau în afara țării. Eu consider că voi faceți foarte mult pentru a promova imaginea țării, pentru a susține Republica Moldova. Deoarece Republica Moldova în această situație, în mare parte, reușește și datorită suportului nostru. Deci am spus că lansăm mai multe programe și vă așteptăm acasă. Cu drag vă așteptăm acasă. Și eu voi face tot posibilul ca dumneavoastră, când veți reveni acasă, să găsiți aici posibilitatea de a vă manifesta, de a vă încădra în câmpul lungi, de a lansa o afacere aici acasă. Aceasta este prioritatea mea. Maria Lamandi. Cine întoarce miliardul furat? Tot noi poporul. Maria, eu am răspuns la această întrebare, mai răspund încă o dată. Până în anul 2019, practic, nu s-a avansat în tot ce ține de furtul miliardului. La această etapă, 2,5 miliarde de lei plus aproape 4 miliarde de lei active au fost sechestrate, o parte deja întoarsă. Asta e aproape 6 miliarde jumate din 13 cât au fost furate. Adică jumate, practic, sunt surse de acoperire. În premieră a fost pus arestul pe conturi și active în afara țării, pentru că până în anul trecut nimeni nu a făcut absolut nimic. Noi am pus sechestrul și mergem mai departe cu arestarea activilor și banilor în afara țării. Deci eu cred că mare parte, o bună parte din acești bani, noi o să-i depistăm și o să-i întoarcem în bugetul de stat. Pentru a scoate de pe spatele cetățenilor, în februarie, la inițiativa mea, a fost aprobată lege în Parlament, prin care
o parte din miliardul furat se acoperă din profitul băncii naționale. Dacă în fiecare an, Banca Națională, de exemplu, 500, 600, 700 de milioane de lei, o parte din acest profit se duce la acoperirea miliardului. Așa că muncim în această direcție pentru ca nu oamenii să fie afectați de această fără de lege. Anastasia Braniște, într-un interviu a declarat că cei care au altă cetățenie decât MD nu au dreptul la un loc de muncă la stat, precum că a jurat credințe alte părți. Cum comentați așa cum dumneavoastră aveți cetățenie rusească, după spus? Anastasia, eu nu am cetățenie altui stat, nu am avut, nu am și nu voi avea cetățenie altui stat. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova pot să aibă cetățenie oricărui stat. Dublă, triplă și așa mai departe. Dar eu consider că prima persoană în stat, președintele țării, ar fi bine să fie doar cetățean al Republicii Moldova. Aceasta este poziția mea. Și eu cred că marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova susțin. Nina Cataragă, bună ziua. Am așa întrebare, domnul președinte, de ce nu veniți prin satele noastre din raionul Nisporieni? Să vedeți ce drumuri avem. Apă, în primul rând, nu avem și foarte multe neajunsuri sunt. Doamna Cataragă, eu am fost în raionul Nisporieni, am fost în vreo 3 sau 4 localități. Pot să vă spun exact și care, dacă o să mă uit în agenda. Așa cum am fost în toate raionele. Este problema cu apă, canalizare și drumuri. După cum am menționat, în acest an am făcut mai multe investiții în acest domeniu și vom merge și în continuare. Și planific atunci să vin cât se poate de repede, să vin la Nisporieni, poate imediat după alegeri, poate până la anul nou. Cu plăcere sunt gata să vin. Alexei Durbală, a fost stabilit deja planul de dezbateri? Când și unde o să vă vedem? Alexei, foarte bună întrebare. Eu am propus 2 runde de dezbateri, săptămâna viitoare, marți și joi. Eu înțeleg că oponenta mea are emoții și pe bun drept are emoții, pentru că probabil înțelege că nu se va izbrăvi la aceste dezbateri. Și a propus să facem o singură dezbatere pe teren neutru. I-a spus, haideți să facem o dezbatere, dar miercuri. I-a spus, hai miercuri. Miercuri la 7. Astăzi dimineață trebuia să se întâlnească echipele să meargă la 7. Echipa Maesandu nu răspunde la telefon. Se tem, eu cred. Eu cred că în staful Maesandu s-au început dezbateri mari să nu meargă la dezbateri cu Dodon, pentru că înțeleg că nu au ce spune. Pentru că dacă o să meargă la dezbateri de o oră, jumate, două, nu poți să strigi 10 minute, 15, Dodon, corupție, cu loc, ce mai să strigi acolo. Dar restul, o oră și 20 minute, ce-i să faci? Trebuie să răspunzi la ceva concret. Nu aberații și învinuiri, dar ceva concret. Ce faci cu locurile de muncă? Și nu bla bla bla. Ce faci cu economia? Ce faci cu pensiile, cu salarizarea? Și exemple concrete ce ai făcut până acum. Dar aici e clar că doamna Maesandu cel mai probabil nu are ce spune. Eu o invit la aceste dezbateri spune viitoare. Haideți să facem 2 dezbateri. Foarte clare, pe teme. Vreți doar una? Haideți să facem una. Dar haideți. Haideți să facem acest lucru. Asta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnul Durbală. Ana Codreanu, domnul Dodon, mereu declarați că politica este un joc de șah. Știm că în șah mișcările sunt gândite cu mulți pași înainte. Așadar, care este strategia pentru următoarea perioadă în ceea ce ține de coaliția parlamentară guvernului? Doamna Codreanu, în șah niciodată nu se spune din timp toate mișcările pentru următoarele 4, 5, 6, 7 poziții. Pentru că atunci care este sensul? Oponenții să cunoască ce vrem să facem noi în luna decembrie. Eu cred că își doresc acest lucru, poate intuiesc. Dar eu pot să vă spun la sigur că noi vom face tot posibil să asigurăm stabilitatea după alegeri prezidențiale. Ce înseamnă acest lucru? Aceasta înseamnă că vom avea un guvern stabil. Aceasta înseamnă că vom avea susținere în Parlament pentru acest guvern. Fie că el va fi guvern minoritar sau va fi o coaliție de guvernare. Nu știu, să vedem. Indiferent de care va fi scenariul. Și sarcina noastră este pentru ca următoarea perioadă, cel puțin perioada de iarnă, să nu avem careva tulburări și instabilități. Cu cine? Noi suntem în coaliție cu Partidul Democrat. Eu înțeleg că la ei sunt dezbateri diferite, ce fac mai departe, cum fac, se frământă. Eu înțeleg. Pentru că au pierdut jumate din fracțiuni mai multe. Erau 30, acum sunt 11. 2-3 mi-au pierdut din deputați. Eu înțeleg că au și probleme și în teritorii și așa mai departe. Dar noi suntem în coaliție cu Partidul Democrat. Și noi, ca parteneri de coaliție socialiști, și au
respecta toate angajamentele. Toate angajamentele. Tot ceea ce ține de structura guvernului. Și au păstrat 5 membri a guvernului. Aveau 23 de deputați când le-am dat 5 membri a guvernului, le-am oferit. Acum au 11 membri de deputați și tot 5 membri a guvernului. Evident că noi am fost foarte deschiși și suntem deschiși în continuare pentru a continua discuțiile, parteneriatul în cadrul coaliției. Decizia le aparține, din nou, eu cunosc mai multe lucruri care nu vreau să le spun astăzi. Decizia le aparține ce vor face pe viitor. Dar orice mișcare, într-o parte sau în alta, este mișcare care o să aibă și consecințe. Mă refer la toți, absolut. O să fie unele schimbări în Parlament, da, o să fie probabil unele schimbări în Parlament după alegeri prezidențiale. O să fie unele modificări în guvern, da, probabil o să fie unele schimbări în guvern. Uite, ministrul de externe, domnul Țulea, a fost aprobat ieri de către guvern și detașat ca ambasador, în calitate de ambasador la Budapest, în Ungaria. Evident că eu voi accepta acest demers. Vedem, poate luni ies din concediu din nou pe o zi, o să semnez decretul și domnul Țulea poate să plece în ambasadă, dacă nu e nicio problemă. Și evident că aceasta deja generează unele modificări în structura guvernului. Deci, cel mai probabil modificări vor fi. Vor fi indiferent de rezultatul alegerilor. Și vom încerca, indiferent de rezultatul alegerilor, să asigurăm că guvernul Chicu, renovat, să-și continue activitatea. Vă mulțumesc de întrebare și în șah, evident că te gândești pe câteva pași înainte, dar nu le spui pe toate. Știți, este o vorbă foarte bună. Când se finalizează o partidă, imediat se începe următoare. Mi-aduc aminte că când eram cu Voronin împreună, un lucru care spunea des, când se finalizează campania electorală, politicienii și partidele responsabile a doua zi încep pregătirile pentru următoare. Păi că se finalizează această partidă, care o numim prezidențiale, la sigur, a doua zi, pe data de 16, începe următoare. Și după cum am menționat, a doua va fi mult mai interesantă ca etapa care este acum. Și noi suntem pregătiți de ea. Nu sunt sigur că oponenții noștri sunt pregătiți, dar noi suntem pregătiți. Calm, liniștit, responsabil, fără emoții, pragmatic. Suntem gata să discutăm cu toți pentru a găsi o soluție pentru Republica Moldova. Elena Pralea. Dar la Andrușul de jos, Cahul, de ce nu luați măsuri în legătură cu gazul? Ca să tragem gaz la primărie din sat, trebuie să achit 5.000 de lei pentru Fundația Andrieș. Noi nu știm unde se duc acești bani. Doamna Elena, după cum am menționat în acest live, atunci când se fac investiții cu suportul Moldova Gaz, investițiile se fac de către Moldova Gaz din planul lor de investiții. Pentru aceasta adresați o solicitare la primărie, primăria se adresează la Moldova Gaz și include în planul de gazificare pentru anul viitor. Cornelia Istrate, domnul Chicu a anunțat că FMI salută abordarea guvernului de la Chișinău de a păstra nivelul înalt de cheltuieli pentru infrastructură. Ce alte priorități sunt pentru bugetul anului viitor? Uite, foarte bună mențiune, eu am văzut aceste noutăți azi sau ieri. Unii insistau, inclusiv din cei care sunt în opoziție, din deputați, din liderii de opoziție, să stopăm toate investițiile în infrastructură. Spuneau că, uite, trebuie stopat tot și banii ăștia dat în altă parte. Noi în luna aprilie am spus categoric nu. În luna august a venit, hai spus să stopăm investițiile în drum și da, nu știu unde, în altă parte. Noi am spus categoric nu, noi mergem mai departe cu investițiile în infrastructură. Pentru că noi, în calitate de economiști, de profesioniști, eu, domnul Chicu, echipa, considerăm că investițiile în economie, infrastructură, creează valoare adăugată și creează locuri de muncă. Și uitați-vă că FMI spune că noi am avut dreptate. Evident că vom merge cu astfel de abordări și pentru anul viitor. Investiții în economie și investiții pentru suport, pentru creșterea capacității de cumpărare a cetățenilor, majorarea de pensii și salarii. Svetlana Gervas, de ce nu faceți poreatcă în medicină? Svetlana, am început să facem regulă în medicină. Am majorat salariile, venim cu investiții de câteva miliarde de lei pentru anul viitor, pentru dotarea spitalelor, inclusiv celor raionale care trebuiau să fie închise de guvernele precedente. Și putem să cerem deja și de la cei care lucrează în sectorul medical mai multă responsabilitate. Tatiana Șесливă, отмените, пожалуйста, маски в школах.
Татьяна, я тоже по-разному отношусь к решению генерального примара о том, чтобы, не генерального примара, а комиссии, которая в Кишиневе. Мне кажется, что, я понимаю, что доктора говорят, но я бы тоже воздержался или хотя бы обеспечить эти маски, чтобы было бесплатно со стороны государства. Не знаю, они будут дальше этим заниматься, но мне кажется, что нужно пересмотреть. Виталий Гурицеску. Домни пишните, кум вор фистопатия честь ли мешкер ди хаус, ши не пермите ря циркулации читоцен вор дистингонисрон ди пузили олечелю. Шакума фуку то че един пас. Ин каком вор фиши маймулс каей. Виталий Глупакум кунуаште с колледжи ноште ни фракционе песереме са адресат ла прокуратура генерала. Пентру че че фукут депутации дин парламент, ма рефер ла че един опозиции. Ачаста пресупуни педяпсы пенала. Eu știu că colegii din organele de forță se pregătesc pentru a asigura liberul acces pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu contează cine sunt și nu contează pentru cine vor să voteze. Nu ai dreptul să le interzici. Nici președintele, nici prim-ministrul, nimeni nu poate să le interzică. Nici un deputat, indiferent că e de la guvernare sau de la opoziție. De aceea vom face tot posibilul ca să asigurăm dreptul cetățenului la vot. Алекса, большинство граждан нуждается в помощи, только вы сможете решить вопрос с амнистией. Алекса, вот как я уже сказал сегодня, амнистия для граждан Республики Молдова, которые работают в Российской Федерации, мы можем это обеспечить в случае нашей победы после 15 ноября. Я вам обещаю, что мы сделаем следующий этап амнистии. Но для этого, дорогие сограждане, те, которые находятся здесь, в Молдове, либо работают за рубежом, я вас очень прошу, чтобы вы были тоже очень активны. Тем более тех, которые касаются этой амнистии. У нас в России несколько сотен тысяч граждан. Почему не вышли на голосование? Чего мы ждем? Ждем, чтобы к власти в Молдове пришли антироссийский президент, который будет кричать «Чемодан, вокзал, России», либо будет называть Россию агрессором? Понятно, что тогда никаких амнистий не будет. Понятно, что тогда будут двухсторонние проблемы по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Поэтому я вас призываю тоже быть активными. Мы помогаем вам, вы тоже включайтесь. Выходите на голосование. Мы открыли 17 избирательных участков. Они есть по всем большим городам, где большая наша диаспора. Так выходите на голосование. Алекса, вот вы обратились, выходите на голосование. Я вам обещаю, что в начале следующего года я добьюсь следующего этапа амнистии. Ион Лунгу. Кун коментас декларация Майсанду, прикунка я вагаси у экилибру корект. Între UE, România, Rusia și SUA și care este poziția dumneavoastră la subiectul politic extern. Dar ce înseamnă echilibru corect? Ce echilibru poate fi și incorrect? Sau că oamenii sunt buni și sunt nebuni? Nu, așa a spus doamna Maia Sandu, că e timpul oamenilor buni, dar ceilalți ce sunt nebuni sau ce? Păi toți cetățenii noștri, cetățenii Republicii Moldova, vă place de el, dar voi numiți separatiști și oameni care nebuni. Pentru mine nu sunt astfel de oameni în Republica Moldova. Toți sunt oamenii noștri, cetățenii noștri. Și noi trebuie să-i ajutăm pe cetățenii noștri. Nu să-i împărțim în categorii buni, nebuni. Așa cum face doamna Maia Sandu. Deci aici sunt de echilibru corect. Ce înseamnă să echilibru corect? Echilibru corect în opinia doamnei Maia Sandu ce înseamnă? Să fim pro-europeni și anti-ruși? Așa cum a făcut-o de mai multe ori? Eu sunt pentru politică externă echilibrată. Eu sunt pentru relații bune și cu Uniunea Europeană, și cu Rusia, și cu România, și cu Ucraina. Și eu cred că doar așa Republica Moldova poate să meargă înainte și să rezolvă problemele cu care se ciocnesc. Dar tot felul de echilibru corect, eu nu știu dacă este așa în gramatică, în general, echilibru corect. Echilibru, deja echilibru. Sau oameni buni și nu prea buni sau nebuni, nu cred că este bine. Ion, când va fi Moldova ordine, domnul Dodon? Și asta e tradițională aceeași întrebare. Ion, totul va fi bine. Important după 15 să avem pace, liniște în Republica Moldova. Stimați prieteni, stimați concetățeni, vă mulțumesc pentru această oră și 20 de minute cât am fost împreună, de foarte multe întrebări care au fost. Mă bucur că sunteți atât de activi. Eu vă îndemn să gândiți foarte bine, să vă gândiți foarte bine, să analizați foarte bine ce urmează să facem parcursul următoarei săptămâni și mai ales la sfârșitul săptămânii viitoare. Noi să mai ieșim o dată live în acest format pe data de 13 următoarea piatniță 13-o.
următoarea emisiune va fi vineri pe data de 13, vom mai discuta și atunci, dar până atunci vă urez sănătate, analizați tot ce sunt de această campanie electorală, analizați ce spune un candidat, ce spune celălalt, vedeți pozițiile și luați o decizie corectă. Sănătate familiilor dumneavoastră și cu Domnul ajută. Succes!